Sunt sigur că ați asociat această melodie cu minunatul Cal Alb, care de 25 de ani ne cheamă spre lumea folclorului românesc. Marii noștri interpreți au acordat girul acestei emisiuni încă de la începuturi. Celebritățile de azi au ieșit în lume aici, la televiziunea română, la Tezaur Folcloric. Copiii și tinerii talentați își doresc să ajungă în fața publicului prin intermediul acestei emisiuni. Vedem și revedem cu plăcere această extraordinară emisiune, care va rămâne cu siguranță un brand al televiziunii române. Cu câteva imagini să intrăm în atmosfera Tezaurului. ...25 de ani de difuzare săptămânală. O emisiune creată din inimă pentru inima tuturor românilor. Adevărată școală de folclor, Tezaurul Folcloric a promovat valorile satului românesc. Program model de televiziune, Tezaurul a păstrat adevăratul folclor, adaptând creațiile tradiționale la lumea de azi. Cercetători și oameni de cultură, mari interpreți de ieri și de azi, au dat girul acestei emisiuni încă de la începuturi. La televiziunea română, în Tezaur Folcloric, au debutat nume mari, tineri și copii, moștenitori și muguri de tezaur. Cu toții au asigurat tinerețea fără bătrânețe a cântecelor noastre. Profesioniștii care au făcut și fac parte din echipa Tezaurului Folcloric, oameni cu știință și vocație, alături de un realizator de excepție, Marioara Murărescu, slujesc un crez, un vis, o realitate. Marioara Murărescu face parte din acea categorie de realizatori de emisiuni care a ars pentru crezul său, care a cunoscut fenomenul folcloric în toată splendoarea lui. Fapt ce a contribuit la realizarea unor programe demne de televiziunea națională. Aici și-au împlinit destinul artistic marile valori interpretative românești. Aici, în prima televiziune din viața noastră. Îl invităm acum în scenă pe cunoscutul cantautor Victor Socaciu, membru în Consiliul de Administrație al Televiziunii Române. Aplauze! Bună seara, dragi spectatori, bună seara, dragi telespectatori. Am bucuria și în același timp onoarea de a oferi în această seară mirifică un trofeu important, un trofeu acordat de conducerea televiziunii române, mai precis de Consiliul de Administrație al Societății Române de Televiziune. În urmă cu 25 de ani pleca în eter una dintre cele mai importante programe ale televiziunii române. O emisiune care chiar de la debut a câștigat o audiență extraordinară și a devenit emblematică pentru postul public. Sigur că în spatele acestei emisiuni au stat oameni, în primul rând, dar au stat în același timp măestria lor, dorința lor de a păstra folclorul așa cum este el adevărat, dat de poporul român de secole, și mai ales a stat un om, un realizator de televiziune, care a devenit și el emblematic, figură emblematică a televiziunii naționale. Cu toată dragostea vreau să o invit în fața dumneavoastră, în aplauzele dumneavoastră, cu sufletele și cu inimile împreună,
pe Mărioara Murărescu. Și eu bună seara, vă mulțumesc și vă rog să mă credeți că de când mă știu pe scenă, de atâția ani n-am avut atâtea emoții. Este într-adevăr un lucru extraordinar. Sunt 25 de ani pentru care trebuie, noi cei din echipa Tezaurului Folcloric, trebuie să mulțumim acelor mari creatori, știuți și neștiuți, care ne-au dăruit folclorul. Să mulțumim marilor interpreți care încă de la primele ediții ne-au dat girul și numele lor pentru a ajunge la inima dumneavoastră. Mulțumim tinerilor și copiilor pe care dumneavoastră i-ați crescut atât de frumos și iată, iubesc folclorul și doresc să vină pe scenă pentru a-l duce mai departe. Nu în ultimul rând, mulțumesc echipei mele de azi, care este o a doua familie pentru mine, dar mulțumesc tuturor colegilor din televiziunea română, care au înțeles să se regăsească cu amintirile lor în acest tezaur folcloric. Și să ne gândim la marii profesioniști ai televiziunii române, care au pus tot sufletul lor în această emisiune. Le mulțumesc peste ani pentru talentul, pentru puterea lor, pentru tot ceea ce au făcut pentru folclorul românesc. Să nu credeți că las în ultimul rând să mulțumesc publicului. Publicul care de 25 de ani este alături de noi. Datorită dumneavoastră, datorită spectatorilor și telespectatorilor noștri, existăm de 25 de ani. Datorită dumneavoastră, am depășit acele momente în care unii doreau ca
tezaurul să rămână undeva într-o ladă uitată. Dumneavoastră vă mulțumim! Și vă rog să mă credeți că acești 25 de ani pentru mine înseamnă o viață. O viață între două mari iubiri. Folclorul românesc și fiul meu, care are acum tot 25 de ani. Pentru noi este o notă extraordinară faptul că această frumoasă piață este arhiplină. Atâta putere de lume s-a adunat pentru noi, pentru cântecele noastre, pentru artiștii aceștia extraordinari. Și să nu credeți că mă răsfăț acum, dar sper să veniți și mâine seară, pentru că știți bine, în lumea creștină, mâine este o mare sărbătoare. Este Sfânta Mărie Mică, avem cu toții sărbătoriți și aici pe scenă. Și trebuie să le spunem în felul nostru la mulți ani. În spectacolul de mâine, artiști celebri pe care îi iubiți vor cânta tot ce există cântec pentru mării și mărioare. Va fi apoi o întâlnire cu lăutari, unde oare decât în nunta românească. Și bineînțeles, în final ne vom întâlni cu Damian Drăghici și ai lui, un om de mare suflet, un artist de mare talent. Va fi un spectacol pe care nu trebuie să-l pierdeți. Încă o dată, mulțumesc tuturor. Maestru Fărcaș dorește să-i mulțumesc personal, ceea ce și fac. Cel care semnează de 25 de ani genericul tezaurului folcloric, împreună cu numai puțin celebra orchestră Mărțișorul. Câte ar trebui să nu uit? Cred că fiecare om care este aici pe scenă, fiecare coleg al meu care lucrează la camere sau în car sau la televiziune la București, fiecare merită mulțumire. Și cea mai frumoasă mulțumire sunt aplauzele dumneavoastră.